Bună seara, prieteni, și bun găsit în trenul de noapte, vă spun Bubanu și Pali de aici de la RNTV. Bună seara! Și elvețienii plâng, de bucurie. Asta este așa. Tema. Plâng cu neutralitate. Din seara asta, ok. La urmă o să aflăm de ce am pus această temă, da, pe finalul emisiunii. Atunci când vom intra în știrea care dă burtier. Bine, ca să facem așa un spoiler mic, e pe principiul ban la ban. Și păduche la păduche. Okay. Câștigătorii galei tineretului prahovean. Uite cu ce începem foarte frumos. ZPL.ro scrie despre oamenii ăștia minunați. Actualitatea prahoveană, dar aplaudăm în continuare, deci, elevii de la Colegiul Național Ion Luca Caragea ale Ploiești au făcut senzație din nou, maxim de puncte la matematică și informatică. Din titlu nu ne dăm seama la ce concurs s-a întâmplat treaba asta. Vom vedea, parcurgând știrea un pic mai târziu. Un titlu de la republicanews.ro: a avut loc un eveniment unic în lume în Buzău. Ok. Atenție, da. Că deja e interesantă. S-au aprins beculețele, antenele s-au întins. Da, unde zeci de concurenți s-au înscris pentru a se lupta pentru un premiu în valoare de 10.000 de euro. Vedem despre ce o fi vorba. Ok, unic în lume, atenție. Actualitatea prahoveană, un tânăr din Câmpina este cercetat, asta este o restanță noastră. O restanță mică, da. Un tânăr din Câmpina este cercetat pentru furtul unui bancomat de bitcoin. Bărbatul a fost săltat de polițiști de pe aeroport. Da? Ok, deci a furat ăla bitcoinul cu tot. Am pus noi tema aia cu bitcoinul, chiar dacă n-are trup, a făcut picioare. Da. Astronomii, și asta este restanță de vineri, astronomii au identificat cel mai strălucitor obiect din întregul univers. Ar fi fost ok aici, din universul cunoscut. Exact. Asta, da. Mă rog. Un coasar ce găzduiește o gaură neagră uriașă, care înghite echivalentul unui soare în fiecare zi. Republicanews.ro. E foame mare, domnule. Foame în glandă. Da. Și iată, ajungem la știrea care dă și titlul frumoasei burtiere din seara asta. Un cetățean elvețian a câștigat o sumă uriașă de peste 67 de milioane de euro la loterie, stabilind astfel un record pentru cel mai mare premiu câștigat vreodată de un singur jucător, titrează Republica News. Un singur jucător, cred că în Elveția. În Elveția. Asta nu se mai spune în titlu. La nivel european, nu cred să fie auzit. Nu știu. Da. Cine știe? Da. În Elveția, sigur, pentru că o să vedem când intrăm în articol, practic despre asta este vorba. Eu am crezut, dacă mă luam după titlu, că e vorba de cel mai mare premiu câștigat de un singur om în lume. Da, așa e titlul, da? Vreodată. Hai să-l luăm pe rând. Câștigătorii galei tineretului prahovean, ZPL.ro. Gala ajunsă la a doua ediție și desfășurată sub egida programului Ploiești hashtag Let's Play Capitala Tineretului din România 2024 și-a desemnat câștigătorii. Evenimentul a fost organizat de Fundația Județeană de Tineret Prahova și Asociația Eurospirit. Da, uite aici o frază frumoasă care încheie introducerea articolului. Da. Câștigătorii, deopotrivă cu toți nominalizații, oferă speranță că județul și Ploieștiul au viitor. Viitor bun. Viitor bun, zic ei. Da. Păi da, corect, sunt oameni în care ne punem încrederea, dar oameni de ăștia frumoși, copii, tineri de ăștia, au existat dintotdeauna în fiecare generație. Și nu știu cum naiba, viitor tot n-avem. Da. Și da, noi ne-am pus mereu încredere și speranță. Cum reușim noi să nu valorificăm? Da. Tot potențialul ăsta la adevărata lui valoare, așa, în timp, știi? Că din rândul tinerilor se mai continuă o idee articolului, pot veni mâini dibace și minți mai ascuțite pentru a scoate, de exemplu, Ploieștiul din involuție. Asta este ghimpele lor împotriva, știm noi cui, și de-aia e scris aici așa. E simplă treaba asta, am înțeles-o din prima. Câștigătorii desemnați în baza voturilor publicului sunt următorii: Cristiana Ioniță, cel mai activ student în comunitate. Bravo. Istoricul Lucian Vasile, cel pe care îl salutăm cu drag, Lucian. Da, l-am avut în mai multe rânduri invitat și când eram pe la radio și chiar aici la RNTV. Premiul Fundația Județeană de Tineret Prahova. Art Interactions, Palatul Copiilor Ploiești, cel mai bun proiect în mediul preuniversitar. Alexandru Ionus Popa, cel mai activ tânăr în comunitate. Bravo. Da, Constantin Țurlea, cel mai bun proiect din mediul urban, șah în școală. Da, Andrei Severin, cel mai activ tânăr antreprenor. David Ristea, cel mai activ elev implicat în comunitate. Asta cu cel mai activ, mă rog. Da, Liceul Tehnologic Gheorghe Ionescu Sisești din Valea Călugărească pentru proiectul Verde pentru Viitor, liceul cu plante medicinale. Da.
Interesant. Frumos. Liceul Tehnologic Victor Slăvescu din Ploiești, cel mai activ consiliu școlar al elevilor, Asociația Curba de Cultură pentru cel mai bun proiect din mediul rural, Ștefan Petre, cel mai promițător tânăr jurnalist, Picătura de Consiliere, da, cel mai bun proiect în mediul universitar, Munesco, Asociația Masterpiece.ro, proiectul anului 2023, Aris Zisopol, cel mai activ tânăr profesor, și Daria Gabriela Dicu, Youth Ambassador. Bun, hai să vedem și o poză. Cu toți oamenii ăștia, și cei premiați, și cei nominalizați pe scenă. Da. Asta, într-o poza, oră, nici nu știu ce e asta, da, așa. Nu știu. Da? Da. Într-o aglomerare de tineri, da, numai bun de aplaudat. Încercăm să scoatem totul de la poza asta, dar atât. Asta e, se poate. Da, asta e. Așa a fost pusă în articol, am luat-o și noi de acolo. Nu știu, tot ne gândim cu ce fel de aparate se fac astfel de pare, poze. Am mai spus, pare ori o poză făcută la prima ediție a evenimentului. Din 1800. Așa, ori fapt, cineva face poza asta de la a treia ediție, care încă n-a fost, știi? Și în timp, și în timp s-a mai dus din se degradează, pixel. Da. Lumea acolo este, vezi, cineva e în centru acolo, toată lumea urmărește ceva. Mai înăltuț. Toate camerele ridicate. Așa, da, da, da. Cineva încearcă. Păi probabil că sunt cei care au câștigat. Probabil, da. Felicitări. În mijloc. Bravo, copii! Uite că aplaudăm în continuare. Elevii de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale Ploiești au făcut senzație din nou. Maxim de puncte la matematică și informatică. Actualitatea prahoveană.ro v-ați prins, prieteni, când avem astfel de știri, le găsim prin presa locală, nu ezităm să le aducem și în fața voastră. De-aia de obicei începem cu știrile prin care aplaudăm copii minunați. Numai puțin de 6 premii, se scrie aici, au fost obținute, au obținut elevii prahoveni la concursul național ProSoft 2024, derulat săptămâna trecută la Piatra Neamț. Da, lotul despre care vorbim a fost format din liceeni de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, rezultatele fiind anunțate de Dan Alica, directorul Centrului Județean de Excelență Prahova. Și zice așa, domnia sa, cităm, un mărțișor, da, acum cităm, absolut special, s-a încheiat festivitatea de premiere la concursul național ProSoft 2024, desfășurat la Piatra Neamț, competiție cu finanțare din partea Ministerului Educației. Rezultatele sunt pe măsura talentului și pasiunea lor. Proba pe echipe. Premiul întâi, Ștefan Savu și Mihai Popa. Premiul al doilea, Dobleagă Alexandru și Duca Ana. Proba individuală, informatică. Premiul întâi cu maxim de puncte, clasele 9-10, Ștefan Savu, clasele 11-12, Alexandru Dobleagă. Proba individuală, matematică. Premiul întâi cu maxim de puncte, clasele 9-10, Duca Ana Maria. Mențiune clasele 11-12, Popa Răzvan, excepțional rezultat, zice bun, doamna Camsec. Da, lacunar, așa, dar mă rog, comunicat. S-a grăbit și doamna. Aceasta i-a felicitat și pe elevii care fac parte din echipa calificată la faza națională, Olimpiadei Internaționale pe echipe. Aici vorbim despre Iulian Arsenoiu, Filip Tudose, Ștefan Meiroșu și Bârsan Răzvan. Răzvan, da? Bârsan. Ai și o poză cu un colaj. Da, copilașii. Da. Și prin piatra, frig, frate, da, da, perioada în care s-a desfășurat concursul, cam rece, că se vede acolo în poza, în prima poză de pe stradă, ia uite, și cu feți, și cu glube, da, și cu geci. Acolo, că la interior i-au încins, ai noștri, da, de nu s-au văzut. Felicitări, copii minunați. Ei sunt. Hai, bravo. Acum, mingea e la noi, vedem cum facem să-i ținem pe aici. Da. Atât cât s-o putea, că nu s-o mai putea. Nu se poate, nu că nu s-o mai putea, nu, da. Deja nu se poate să-i ținem pe aici. Păi, dacă e mingea la noi și atacăm cum a atacat Petrolică, păi, ne scapă. Mingea e la noi, dar fluierul e la ei. E la ei. Acolo e problema, cu tot, și fluierul, și varul, și tușierii, și toți, uite, la ei. Tot am adus vorba, am o surpriză pentru tine, nu ți-am spus. Da, mulțumesc. Apropo de fotbal. E plăcută sau? Nu, e plăcut. Apropo de fotbal, am găsit o poză, da, în ce timpuri... Ieri, făcând curat prin calculator, că mă obișnuiesc așa să mai... Ia, îi rog... Băi... Eram în sală și, atenție, după cum se vede aici, eram adversari. Eram adversari, Bubanul, da. Bubanul negru aștepta împietrit, practic... Marcaj în zonă. Da, da, atacul care venea ca o furtună din partea numărului 10, Pali. Foarte tare poza, da, da, îmi place. Acolo este prietenul nostru, vampirul. În poartă Gabi, un portar extraordinar. Gabi, da, da.
Păi, ok. Deci asta era un contraatac, nu cred că jucam 3 cu 3. Nu, era 2 plus 1 în teren, știi? Da, dar am luat mingea și am plecat pe centru capele și m-am dus spre poartă. Dar aveam, l-aveam în față pe Bubanu. Deja vampirul își ocupa locul. Da. Zici că Yeti ăsta se scoce. Ai văzut? Se scoce când îl prinzi așa de trecând un cric de la un pârâu. Acest drăgușin. Da. Nu, eu nu mai știu chiar din ce e poza, dar... Nici eu nu mai știu, da. Da. E frumos, mulțumim colegilor din regie. Da. Ok. Merge mai departe. Ne-am adus aminte, da. Și uite, chiar așa, n-am mai jucat de mult timp. De când a venit nemernicia aia de COVID, toți s-au speriat, toți s-au așa și ne-a ținut până acum că nu mai avem să strângem de două echipe să mai jucăm și noi. Ok, republicanews.ro. Hai să vedem un alt sport, să-i zic așa. Da. A avut loc un eveniment unic în lume, în Buzău, unde zeci de concurenți s-au înscris pentru a se lupta pentru un premiu în valoare de 10.000 de euro. Ce naiba au făcut oamenii ăștia? La ce s-au adunat ei acolo? La stațiunea de cercetare Pietroasa din Buzău a avut loc sâmbătă un eveniment deosebit, un concurs unic în lume. Încă tensiunea rămâne, e în aer. Zeci de concurenți proveniți din toate regiunile țării s-au adunat pentru a participa la o competiție în tăierea viței de vie, colegul. Greu? Da. Luptându-se contra cronometru. Deci nu doar așa. Am avut și un juri, uite, format din 3 viticultori cu o vastă experiență, da? Viticultori din Spania, Italia și România. Marinela Ardelean, organizatorul evenimentului, a subliniat importanța acestui concurs, menționând că este singurul de acest gen dedicat la nivel național, fiind unic în lume. Păi dacă e singurul la nivel național, e logic că e unic în lume. Invers, dacă e unic în lume... Păi nu, că e primul, a zis, e singurul la nivel național și... Invers. Da. Fiind unic în lume, normal că e la nivel național. Păi atunci, fiind unic în lume, înseamnă că nu e foarte important. Ba da. Nu le luau oamenilor. Nu le iau, dar merg pe o logică simplă. S-au distrat, s-au luptat, au câștigat, au arătat. Bravo lor. Ok. Da. Participanții au avut la dispoziție 20 de minute pentru a tăia 10 butuși de vie, selectați special de către organizator. Da? Mă gândesc că viță de vie de tăiat există prin toată lumea, că vinul este o afacere uriașă. Corect. În lumea asta. Da? Și de ce concursul ăsta este unic în lume? Nu s-a mai gândit nimeni să facă, mă gândesc, habar n-am. Așa, concurenții au evidențiat necesitatea menținerii unui echilibru între creșterea și rodirea viței, sublinind că nu este o sarcină foarte dificilă, deoarece vița este încă tânără și nu prezintă aspecte complicate. Bun. Ia să vedem. În premieră a fost inclusă și o competiție destinată studenților, la care au participat zeci de tineri din cele mai importante universități de profil din țară. Inițiativa a fost salutată și de către Sorin Marin, uite, directorul stațiunii de cercetare Pietroasa. A zis, oho, și de partea mea... De când așteptam? De la mine dublu! De la mine dublu! A zis Sorin. Da. Care a subliniat importanța îmbinării cunoașterii academice cu aspectele practice ale viticulturii. 20 de deca e bine. Frumos, da. Maestre, o bijuterie! Ideea e că ai văzut și când... Îți duci mașina sau motocicleta, altceva să o duci, să bage mâna în ea acolo un mecanic. Corect. Și altceva să știi că pune mâna pe ea un inginer care a practicat și meseria și știe și mecanică, da? Deci e altă treabă. Corect. Așa e și aici cu studenții la vița de vie. Studenții au exprimat importanța tăierii corecte a viței pentru a asigura o hrănire corespunzătoare a butucului și o producție de struguri bună în toamnă. Bravo. Răzvan Teodorescu, de exemplu, prorectorul USAMV București, adică prorectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, a subliniat faptul că aceste competiții oferă studenților oportunitatea de a-și aplica cunoștințele în practică și de a se implica direct în domeniul viticulturii. Foarte corect și aici. Da. Așa, la finalul probei, uite. Jurații s-au uitat acolo de aproape, da? Au evaluat modul în care au fost tăiate butucii. Da. Tăiați. Butucele au fost tăiate. Butucii au fost tăiați. Un butuc, doi butuci. Oferind feedback și observații constructive. Îmi place asta. Premiile acordate de sponsori au costat în tratamente și echipamente pentru viticultură în valoare de... Păi vezi? Deci nu ca în titlu, cum credeam noi, 10.000 de euro. Ia cash-ul de aici. Ia tată cash-ul. Și dacă oamenii care participă, da, studenți, de exemplu, la USAMV. USAMV-ul. Așa. Da? Păi n-au vie acasă. Sau n-au. Ce fac?
Păi, da, n-am făcut nimic. Ce fac? Iau premiile astea în valoare de 10.000 de euro? Și? Probabil că e un cumul, știi? Da, păi nu câștigătorul la 10.000 da. De euro. Și le vând. A, păi tot munca lor. Și-și cumpără butuce. A, butuce, ca, da. Da. Păi ca să fie tăiate. Tot pe munca lor, tot ei vând. Am auzit o reclamă foarte interesantă. Comandă de pe site-ul nostru și poți ridica din orice magazin. Și eu reclamă la... Așa, adică de... asta ți-au făcut un bine ție. Stai, mă, frate, tot eu vin să ai, că nu, nici măcar nu mi-a zis produsul acasă. Da. Comandă pe site și poți ridica din orice magazin. Așa, da. Și beneficiul meu care ar fi? Zi să rămână. Par vostru înțeleg că nu mai da. Transportați marfa dintr-un loc. Nu mai dați bani la transportator. Mai vedem și o poză. De beneficiul oameni. Tău este să te lași prostit și să te simți mulțumit. Aia da. Ai beneficiu. Aia da. Și aici poza e, din nou zici că oamenii ăștia sunt surprinși de niște extratereștri din altă galaxie și au dat-i focus cât au putut. Da, ca să vadă. Ia, ce fac ăia acolo, mă? Ce sunt alea? Da, mă rog. Atât s-a putut la momentul respectiv. Asta e, deci, păi, lumina contra cronometru. Lumina pare bună. Știi? Mă rog, da, uite, soarele e la amiat. E okay. Chiar golden hour ăla de făcut poze, da? Mă rog. Ok, ia să vedem ce se întâmplă cu tânărul ăsta. De l-am lăsat noi restanță, n-am apucat să ajunge până la el. Dar tu mi-ai zis că ai participat, stai până să ne ducem la tânărul din Câmpina care a furat bancomatul. Cred că a și fumat înainte să fure. A furat bancomatul de Bitcoin. Tu ai participat la o astfel de acțiune de tăiere a butucilor sau ceva de genul ăsta sau recoltare? Mi-ai povestit tu că era o bătrânică la un moment dat care credeai că este de fapt robot, nu om. Da, stai că la vița de vie, dar l-a adunat sau l-a tăiat? Nu, l-a adunat. L-a adunat. Ideea e că eu plecasem acolo cu niște așteptări destul de ok, pe care mi le proiectasem eu, mie în creier. Vis-a-vis de tine, că o să rupi strângând? Nu, vis-a-vis de locul în care ajung. Și eu mă gândeam, uite, că lucrurile arată cam așa, uite, deși poza nu e ofertantă, o mai dăm o dată. Da, sunt rândurile alea. Sunt rânduri. Așa, uite, hai să mai vedem o dată. Eu așa ceva credeam, că să mă duc acolo unde am fost la cules. Și tu din picioare credeai că poți culege ciorchinii de struguri. Ei, eu am ajuns în mijlocul tarlalei la momentul respectiv. Ale nu era mică. Nu era deloc mică. Undeva prin Bărăgani. Era un singur pom pe lume în toată zona aia. Atât. Okay. Restul și zic, băi, dar via unde e? Uite-o jos. Stai pe ea, stai în ea. Via era la nivelul, uite, vezi pe băiatul cu șapcă. Deci ăsta care stă mai mult în genunchi aproape. La nivelul genunchiului drept era toată via. A, la 15 cm, 15 așa, de sol. Da, nu era pe arac, nu era pe nimic. Păi simți, stai un pic, cum... Ce crezi la cules de pepe? Trebuia să-ți iei de la un skate, fereastră. Să te pui pe burtă sau pe spate, depinde cum te găseai tu să culegi mai bine, și așa să te bine, duci printre rânduri. Bine, s-ar fi descurcat ăla mic de a deschis ceremoniile la campionatul mondial. Cred așa, că, da, jumate de pitic sărac. Da. Și era tantia asta, stai mă, să-mi iau aminte pe o recla, pentru că e relevantă chestia, să vă zic, căloaica. A, căloaica? Căloaica. Bine, acum când spui căloaica, te gândești la oinga. 4 metri, da. O de asta, la vreo suedeză, la vreo scandinavă, la... Da. Nu, băbuța săracă era... Brunhilda, Brunhilda ceva. Cred că avea 80 de centimetri. Ok, iar, toată, în toată, picioare. Toată, iar fi avut săraca mai mult, era cocoșată la 90 de grade. Așa, vârsta. Așa, vârsta și mai e, dar e o afecțiune care face coloana să se calcifieze în felul ăsta. Asta, mă rog, din păcate. Și domnița, de altfel, pâinea lui Dumnezeu, femeia. Și spirituală și chiar ok. Nu puteai să o prinzi. Adunând. Adunând. Deci cu mingea la picior avea un regim de viteză de teribil. Tehnică, regim de viteză, nici Mbappe nu... Ok. Și, băi, nu te țineai după aia, practic. Și în rest abia se mișca. E, când intra pe rând, nu știu, de acolo își trăgea sevă ceva putere. Era conectată, conectat... ca ăla în Matrix. Da. De aia șmecherie, de aia era conectată la vița de vie, la butuci. Da. Avea în spate niște conectori de aia. La un moment dat, ne-am dus acolo la pomul de care am vorbit noi, că era singur în zonă și să-mi pune o masă, cum să pune la câmp, știi? Da. Și ea, hai, să stăm jos să mâncăm. Matale, nu mai stai jos. I-a zis, da, mă rog, lume de... Și am întrebat, zic, de ce spune căloaica? Ba din contră, din...
Hai, că nu, că l-a omorât pe bărbaxul mai mult, când era mai tânăr. Așa, da. Și atunci nu putea să-i spună călău, era așa, femeie totuși, e scăloica, știi? Super, bun. Îți dai seama că dacă o supăra vița de vie, ce-i făcea de aia, cred că strugurii se predau singuri, când trecea așa, când era la un metru deja de ciorchine, ăla sărea direct în ce-i strângeați acolo. Că era mustă deja. Okay. Și până la urmă te-ai putut apleca așa la... Am aplecat, da? Dar vreo săptămână m-am pus bun de nimic. Am cules acolo cât am cules. Mai ții minte, da, că hai că dacă intrăm în pauză, da, și vorbim după da, aia. Am mai fost la cules de ăsta pe asta vremuri. Pe vremea Luceașcă, da, ne duceau la cules de porumb, la cules de cartofi, la cules de struguri. Da. Și aveam experiența asta, da, atunci aveam 15 ani, eram... Zburai. Atunci, da, la 15 ani, într-o săptămână, dormeam două nopți. Și n-aveam așa, nimic. Când erai, da, răcit. Și da, când eram bolnav. Când erai bolnav. Ok. Da. Dar uite, la struguri n-am apucat. N-am prins. Am prins doar cartofi și de-ăștia, porumb. Ok. Amintiri. Da. Uite, tineretul din ziua de azi nu mai merge la cules de struguri, merge la cules de pancomate. Dar o să revenim după o scurtă pauză. Cu titlul care reprezintă și o restanță. Totuși, da, un tânăr din Câmpina este cercetat pentru furtul unui bancomat de Bitcoin. Bărbatul a fost săltat de polițiști de pe aeroport. Asta scrie Actualitatea Prahoveană. Da, e o știre extrem de interesantă. Măcar așa, prin prisma faptului că există totuși bancomat. Bancomat. Bancomat, da, da, de Bitcoin. Și cum faci? Că la bancomatul de bani, că... bagi cardul și... Ori îți scoți bani dacă vrei, da, să retragi numerar, cash, ori te duci tu cu o sumă și o bagi acolo, da, să intre în card. Dar totul ține de fizic, de forma fizică a banilor. Bitcoin-ul nu are formă fizică. Da, Bitcoin-ul o să vorbim după. Ce e la un bancomat de Bitcoin? Îți cumperi, bagi un ban acolo. Poți să bagi bani în bancomat. A, deci tu bagi bani adevărați. Da. Și? Da. Și ți se... pune pe card sau ce? Da, bani faci. Da, în schimb, celor... bine, a bubuit iar Bitcoin. Acum e undeva la 60.000 de dolari un Bitcoin. Dar o să vorbim. Unu? Da, după o scurtă pauză. A, ok. Hai, pauză și ce, o dăm în bani. Salutare, prieteni! Încă o dată, din trei de noapte, vă spun Bubanu și Pali. Suntem în partea a doua a emisiunii și vedem cum a făcut Bitcoin-ul picioare, el oricum neavând trup. Da. Asta știm, că Bitcoin-ul e ceva așa. Nu există. Un tânăr din Câmpina este cercetat pentru furtul unui bancomat de Bitcoin. Bărbatul a fost săltat de polițiști de pe aeroport, scrie Actualitatea Prahoveană. S-a întâmplat asta săptămâna trecută, da, dar sau chiar mai mult. Zim și mie chestia asta, că nu înțeleg cu Bitcoin-ul, că asta e bancomat de Bitcoin. Rămăsese discuția asta până să luăm pauză. Și tu mi-ai zis că a bubuit Bitcoin-ul, a ajuns, da, la 60.000 de... 60.000, un nou record. De cât? De dolari? De ce? De dolari, da. De dolari. O unitate, un Bitcoin. Păi și bun, și tu bași bani de ăștia adevărați. Așa. Lei, euro, dolari, ruble, franci elvețieni, bagi acolo în bancomat, da, și cumperi Bitcoin, da? Sau, mă rog, o subunitate, că nu... Păi asta e că dacă un Bitcoin, da, sunt subunitate, e 60.000 de dolari, bă, tăticu, da, tu cât să... Câți bani să ai la tine ca să cumperi tu un Bitcoin? A, 60.000 de dolari. Păi da, da. Dar cum umbli cu ei așa la tine? Că nu înțeleg. Da, bine, n-aș cumpăra. Și sub unitățile astea cred că trebuie să se ducă până la ordinul minus catralioane. Da? Da. Bitmi, uite, mili Bitcoin. Mili, micro. Centi Bitcoin. Nano. Nano Bitcoin. Bitcent. Da. Așa, Satoshi. Asta e cea mai mică subdiviziune a unui Bitcoin. Bitcoin? Da. Satoshi ăsta. 0,000001 Bitcoin. Ăsta e un Satoshi. Da, pe ăsta tot dai 600 de dolari. Acolo. Da. Știi că nu-i mai ai. Okay. Încă o dată spun, vis-a-vis de piața asta am rezervele mele din totdeauna. Eu mă uit și la asta, dar îl văd aici, mă rog. Așa, dar omul care... Bun. Deci a furat bancomatul, da? Da. Da, el practic a furat bancomatul pentru banii bani de adevărați. Exact. Am înțeles, acum e toată, da, treaba, da, clar. Un câmpinean este anchetat în legătură cu furtul unui ATM de Bitcoin dintr-un local din București, local. Da. Restaurant. Da, rămâi fără bani, te duci cu prieteni la bere, ești baia văzut, se mai întâmplă. Uite, faptă petrecută în ianuarie. Da, te duci și... Și bă, nu mai avem. Pa, sună, sau hai, sună-l pe ăla să ne facă un transfer, sau că ai mai sta. Și vine chelner și zice, nu vă impacientați, băieți, priviți ce avem aici. Un bancomat de Bitcoin, bă.
Da, am vrut pentru oameni care sunt la ananghie, exact. La felul ăsta. Mai luați doi satoshi de aici și vă puneți în cap. Da. Individul era dat în urmărire, a fost prins, da, săptămâna trecută pe aeroport, la revenirea în țară. Cel alături de care ar fi dat lovitura fusese depistat acum mai bine de o lună, de cel mai puțin priceput. Da. Suspectul din Câmpina are 26 de ani și ar fi reușit să fugă din țară, fiind prins abia acum la revenirea în România. Avem și o poză. Da, întâi poza, că avem și filmuleț, dar să vedem poza asta, că e foarte frumoasă. Zici că e Bubanul când aduna vița aia de vie de la 15 cm de sol. Ok. Deci uite-l pe ăla, deci ce face el în genunchi? Împinge bancomatul, dita mai mă dăm aia. Și probabil că ălălaltul, complicele, îl atrage. Da, unul împinge, altul trage. Se întâmpla într-o vineri, la ora 3:20. Așa, dar ăla zici că e oarecum beat și e în poziția aia și se sprijină de ce a apucat și el. Deci vezi, mâna dreaptă îl sprijină. Ăsta aici e un tonomat de la de discuri? Ăsta e de la, da, uite că e de la vechi, frumos, îmi place. Așa pare, da. Mai bine îl lua pe ăla. Era mai... Păi ce, că nu știe ce să fac cu el și enervează. Și viniluri cu guță. Da. Că mă gândesc că n-ai, da, pe acolo n-ai spurcăciuni de alea de muzică ce ascultă ei. Ok, poliția capitalei a furnizat detalii privind cursul anchetei demarate după furtul bancomatului de Bitcoin comis pe 19 ianuarie. Uite, aveți data fixă. Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere care pot fi văzute unic, acolo, și în, da, în articol, e pus un link, care duce pe news.ro. De aici avem și noi imaginile pe care vi le prezentăm. Au surprins așadar imaginile astea înregistrate. Doi bărbați care au luat ATM-ul și l-au cărat pur și simplu cu un căruț. Da? Dar până să-l... Că nu căpea căruțul acolo. Determinare, tată. Asta înseamnă determinare. Până să-l pună în căruț, l-au scos dabușile de acolo. Da. Cei doi ar fi folosit un autoturism înmatriculat în străinătate pe care îl închiriaseră. Deci oamenii au pus la punct acțiunea asta la cel mai mic detaliu. Și acum să vedem ce spune miliția. Comunicat. Da. La data de 26 februarie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Investigații Criminale, au depistat un bărbat în vârstă de 26 de ani, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare în lipsă, deci l-au depistat, dar ăla nu era lângă ei. Acesta fiind cercetat într-un dosar penal de furt calificat, cu un prejudiciu estimat la 87.500 de lei. Da. În fapt... N-au cumpărat oamenii mult și, și tachii de ăla și șoșii și cum naiba aici celul ăla. Da, că de Bitcoin nici vorbă să te atingi. Nu te atingi. În fapt, se spune în comunicat, la data de 19 ianuarie 2024, polițiști din cadrul secției 4 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că în aceea zi, în jurul orei 3:30, din incinta unui restaurant cu punct de lucru în sectorul 1, ar fi fost sustras un terminal ATM Bitcoin. În 3:30 dimineața... Da. Lumea dormea, liniștită, ăștia cărau dabușile la bălă. Cazul a fost preluat de către Serviciul de Investigații Criminale, iar în urma cercetărilor și investigațiilor efectuate, s-a stabilit că fapta ar fi fost săvârșită de către doi bărbați în vârstă de 26, respectiv 35 de ani. Da, interesant cum au stabilit ei, că am văzut și noi prima poză, nu înțelegi nimic, înțelegi că e unul beat care se sprijină de ceva. Da. Probatoriul administrat a relevat faptul că în urma unei înțelegeri prealabile, cei doi bănuiți ar fi închiriat un autoturism din străinătate, apoi ar fi achiziționat instrumentele specifice spargerii și transportului bancomatului. L-a scos în priză și lei cu tine. Ulterior ar fi supravegheat locația vizată pentru stabilirea detaliilor necesare punerii în aplicare a rezoluției infracționale. Dar mă gândesc, totuși, fiind un bancomat, ăsta n-are un anumit regim, e ca la arme, tu nu poți să-ți ții pușca acasă cum vrei tu, chiar dacă ai permis. Trebuie să o bagi într-un anumit seif, să-l închizi pe ăla să fie la o anumită distanță de sol și la alta de tavan și de perete, că sunt niște reguli de-astea. Mă gândesc că la bancomat cu atât mai mult ar trebui, pe ăla să-l asigur într-un fel. Pe afară ai văzut. Zidește-l, nu știu, fă-i ceva. Vedeam pe afară cum lucrează băieții, bine. Oameni probabil mai specializați decât ăștia, nu știu. Veneau cu mini buldozer de la ți luau din perete cu totul și veneau și ăștia, erau obligați la planul ăla lor amănunțit, așa, făcut în amănunt, pus la cale, să mai pună și un de-asta. Un buldozer de la ei, au venit cu căruțul și l-au luat în patrulabe pe ăsta de acolo. Vizitezi să ai bancomat așa, doar să-l scoți din priză, să... Ciudată treaba, mă rog. Ulterior, uite, să mai spune, ar fi supravegheat locația vizată, fii atent planul, da?
pentru stabilirea detaliilor necesare punerii în aplicare a rezoluției infracționale. Da, aici a zis că e joană, frate. Da. Rezoluție, NATO și asta. De asemenea, la momentul comiterii faptei ar fi distrus o cameră de supraveghere video pentru a nu fi surprins activitatea acestora. Păi, e, cine i-a filmat? Ochiul dânșel. Păi aia... Cred că i-au dat drumul. Atunci era închisă camera și i-au dat două bețe peste față, bam, bam, la camera aia, pum, a început să înregistreze. Da. Ok. La data de 24 ianuarie 2024, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, bărbatul de 35 de ani a fost depistat în incinta unui aeroport din capitală, în timp ce încerca să părăsească țara pentru a se sustrage urmăririi penale, fiind condus la audieri. Eu inițial am înțeles că ăla s-a întors din altă țară și l-au primit frumos pe aeroport. Am înțeles și eu, da. Pe bune. Da. Acum văd că în voia să plece. Comunicatul poliției spune că vrea să fugă. Da, în baza probatorului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, fiind dispusă ulterior și măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Da? Cu privire la celălalt bănuit, în vârstă de 26 de ani, a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Da. Astfel au fost demarate activități specifice în vederea depistării acestuia, întrucât existau date și indicii că bărbatul de 26 de ani a fi părăsit teritoriul țării noastre. Așa, iar în cursul zilei 26 februarie 2024 intenționează să revină. Iată, aha, acesta a fost depistat în incinta unui aeroport la momentul debarcării. A, deci pe ăsta l-au luat când au... Deci pe altul. De 26. Da, pe primul l-au prins când vrea să fugă din țară, pe al doilea, de ce s-o mai fi întors? Nu știu. Ăsta l-au prins, l-au primit cu flori pe aeroport. Potrivit news.ro, tânărul care a fost încarcerat în arestul Poliției Capitalei este originar din Câmpina. Ia. Ok. Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Să mai spunem și faptul că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate nicio situație, iată, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Ai dat bușilea pe acolo, Okay, hai să vedem niște imagini care cu siguranță și în mișcare. Da, întăresc prezumția de nevinovăție. Așa, aici nu știm care o fi, ăla de 26, ăla, după cum s-a pleacă, cred că era de 26, ăla de 35. Auză-l, ai văzut cum a făcut din glezne? Da. Băi, zici că n-are oase, n-are nimic, tăticul. Da. Așa, și ce, să uită să nu strice peretele. Aha, oameni. Știi, când bași frigiderul în casă. Ușor, ai grijă la colț. La toc, la ai grijă la colț. Da. A? Opa, probleme. Da, dar cum să nu vezi camera asta aici? Că totul, restaurantul ăla are 2x2. E, așa pare. Așa pare. Ok, n-au văzut-o, săracii. Dar chiar și așa, cum îl găsești? Gata, hai că mai avem niște imagini. Dar cum îl găsești? Că nu s-a văzut față, nu s-a văzut nimic. După ce? După bașcheți? După ce? Așa ai văzut cum îi luau. Că îi știau. Mai avem niște imagini. O listă, mă, de-aia de... Au băieții pe la magazine, de mai care... Da, ăsta e căruțul ăla, căruciorul. A, o lisă de-aia de... Da. Uite, omul are și mască, probabil, că a avut grijă să-și tragă, are și glugă. Și omul are bunici. Are tot, are, normal. Da. Uite. Asta e camera 11, deci de seama că dacă asta e camera 11... Mai erau 10. Mai erau 10 pe acolo, da. Mă rog, băieții fiind luați cu treabă, n-au... Mulțumim colegilor deci de regie. Deci observ că ăla stă numai pe jos? Da. Deci e unul dintre ei care trage de ăla de bancomat, dar doar din poziție pe jos. Deci da, ăla în picioare, ăsta păi, în altă. Cum apa, doi cu sapa. De-aia nu merge țara asta. Băi, și ce nu înțeleg, cine cumpără Bitcoin? Da? Pe bune. Păi uite cine, oamenii care vor să... Eu v-am mai zis, eu nu fac... Joace pe piața asta. Hai să dăm un trailer mic, avem timp. Nu prea avem, acum avem. Avem. Hai, repede. Este un film pe care vi-l recomand. Vi-l recomand tuturor cu mare căldură. Deci ăsta e un trailer de film? E un film care, atenție, este aproape documentar. N-are nicio legătură cu ficțiunea. Bitcoin. Bitcoin, da. Ai fost bitcoinuit, ceva de genul ăsta. Ăsta este Ray Trapani, care joacă rolul... Așa. Niște golani. Golănași. Golănași de cartier. Școala vieții... La greu. Asta e pe Netflix, ca după aceea să nu zice că face reclamă la Netflix, dar uite, eu mă uit și pe, tot ce vedeți și pe Disney, de și exemplu, pe HBO, și pe Sky, Showtime mă uit. Uite, tot ce vedeți că fac băieții ăștia, totul este un fake. Aici sunt rude de alea lor care povestesc, făcuseră chestia asta, Centra Card. Au făcut o afacere, da. Au dat un nume, Centra Card, și oamenii le dădeau lor bani și ei promiteau că le dau
Bitcoin de ăștia. Da, nu, îi promiteau. Termiți altfel. Au promis că practic ce-ți făcea Sentra cardul ăsta pe care îl vindeau? Deși nu-l aveau. Uite, își luase rămas și era o nebunie întreagă. Păi da, că oamenii băgau bani. Au zis, domne, a venit momentul să te poți duce cu un simplu card la un bancomat și să faci tranzacții în Bitcoin cum vrei tu. Cum vrei tu. Deci, ceea ce nu exista. Da, cardul ăsta l-am inventat noi și uite, poate fi al tău. Și omul zicea, cum? O să am un card de tot, Bitcoin? Da, totul era, și... totul a fost o vrăjeală. Ok, păi și Bitcoin e unde ți intră la bancomatul ăla de la furat ăla din Câmpina? Întreabă-i poștea, nu știu. În cont? În ce? Deci ziceau că cardul e emis de Visa, aia habar n-aveau. Tot ce vedeți poze, ăsta e William Hagner, bunicul lui, care la un moment dat era le trebuia un om mai în vârstă cu părul alb, care se inspire în credere, știi? Corect, da. Omul din dreapta cu ochelari este un guru al Bitcoinului din state. Adică toți oamenii ăștia există. Ăștia erau nimeni pe drum. Până să iasă la, pe un TikTok să spună, domne, recomand produsul ăstora. E, și de atunci a început bubuia. Da, deci o vrăjeală cap-coadă, o înșelătorie de proporții uriașe, care a dus ca niște nimeni de pe stradă să se comporte ca niște regi, iar unii să fie fraieriți la mare scală. Nu sunt singurii, Doamne ferește, care au reușit. Vă recomand. Eu dacă oricum aveam mari dubii să cumpăr ceva de genul ăsta, nu neapărat. Sunt oameni care te pot contrazice. Așa. Care au făcut bani pe Bitcoin și nu din înșelătorii. Dar nu contest chestia asta. Dar riscul este prea mare și unii nu te permite. Bun. Republicanews.ro. Hai să vedem cu gaura neagră, frate. Asta, aici se pricepe toată lumea. Astronomii au identificat cel mai strălucitor obiect din întregul univers, un cuasar ce găzduiește o gaură neagră uriașă, care înghite echivalentul unui soare în fiecare zi. Îți dai seama la foamea pe care o are asta? Da, mai stai. Măcar ăsta, universul ăsta cunoscut, mi-e frică. Da. Ca în fiecare zi să înghită echivalentul unui soare. Potrivit cercetătorilor citați de The Guardian, cel mai strălucitor obiect cunoscut din întregul univers, un cuasar cu o strălucire de 500 de trilioane de ori mai mare decât acea soarelui nostru, ăsta cunoscut, da, a fost descoperit chiar în apropierea noastră. Păi vezi, colegul, aia e gaură. Păi gaura aia neagră mai e și vecină cu noi, mă? Păi da. Păi da. Oamenii de știință din Australia au identificat cuasarul ăsta care găzduiește o gaură neagră supermasivă cu o masă de 17 miliarde de ori mai mare decât cea a soarelui și care consumă o masă echivalentă cu aceea a soarelui nostru în fiecare zi. Da, sunt informații pe care mintea noastră nu le poate procesa. Le auzim, le înțelegem oarecum, dar mă rog. Păi da, eu înțeleg că dacă este aproape și la ce foame are, la un moment dat începe să muște și din noi, aia înțeleg eu. Poate ne ferim. Asta e gaura neagră cu cel mai rapid ritm de creștere observat până în prezent, se spune în articol. No. Lumina emisă de acest obiect cosmic a călătorit pe parcursul a peste 12 miliarde de ani pentru a ajunge, iată, la Pământ. Ah, stai că mai m-am liniștit, cu 12 miliarde de ani nu e chiar așa de lângă noi. Exact, luam o cătură de băț. Telescopul foarte mare din Chile, e așa au tradus. Ah. Telescopul foarte mare, au nume de astea, big, nu știu cum, da. În românește, nu, i-aș fi dat numele în engleză, știi, să liniște așa, că sună ca naiba, telescopul foarte mare, din Chile. Ok. A fost folosit pentru confirmarea puterii acestui cuasar, cunoscut sub denumirea de, încă o dată zici că e unul dintre copiii lui Musk, J0529, liniuță 4351, conform informațiilor furnizate de BBC. Păi ăsta, cel mai mare telescop din lume, ELT, bine, acum ăștia fac telescoape uriașe, cam o dată pe lună. Da. Deci nici n-a pus să zici că a bătut unul recordul, că vine altul, e în construcție, da? Uite, se va face în Chile, tot în Chile, păi pe acolo e deșertul la Atacama, pe acolo, pe sus, altitudine, da? Da. Și cerul e senin, e frumos. Oxigen. O bună, este, da, asigur, da, o bună observare, da. Hai să vedem și noi o poză cu ăsta, cu ELT-ul ăsta, da. Adică noi ce știm e mărit de telescop, ăsta e altceva, știi? Noi telescop, ce? Ne gândești noi la un ochian de la hap mai mare. Dar asta e altă treabă. Uite ce e pe acolo. Da. E în construcție. Da. Aer rarefiat, da, îl facă ea pe acolo. Mă rog, și cu o dita mai măgăoaia, dar asta îți dai seama că te uiți cu ochiul ăsta pe acolo în spațiu și îl vezi pe... Vezi gaura aia neagră. Tragi cu ochiul la ea în casă. Mulțumim, colegilor.
Am găsit și niște imagini cu J nu știu cât. Da, uite, ăsta așa îi zice, Extremely Large Telescope. Așa e numele lui, de-aia îi zice foarte mare. ELT. Dar nu poți să-l traduci ca nume foarte mare. Uite, asta este, ăsta este J nu știu cât. Ia să vedem, ăla-i, uite. Da, ăsta este coasarul care găsește gaura neagră. Bine, reprezentare grafică, că n-am ajuns chiar atât de aproape. Ok. Da. Cum îi zice, mă? Ăsta ELT-ul ăsta pe care l-am arătat noi, a început construcția lui prin 2023 și e gata în 2028. Pe autostrada București-Brașov, văzusem la un moment dat, era... Era prins acolo. Da, era prins acolo, mulțumim. Okay. De-aia nu... Deci, cine a descoperit gaura asta neagră a fost un alt ELT, așa e, din... clasa ELT, cum sunt la submarine, cum sunt la astea, la portavioane, au o clasă fiecare. Bun, Atacama, prin Chile, peste 3000 de metri, am zis, e ok, se vede bine de acolo. Profesorul Christian Wolf de la Universitatea Națională Australiană, coautor al studiului publicat în revista Nature Astronomy, a exprimat opinia că acest record nu va fi probabil niciodată depășit. Păi, mai ales ca om care se ocupă cu viitorul, practic, da? Cu lucrurile astea, n-ar trebui să aibă în vocabular niciodată. Corect. Deci asta este clar. Da, mă rog, el așa zis. Lumina este emisă dintr-un disc de acreție. Te rog, eu, colegul, nu am pățit nimic la mandibulă. Da. Nu mi s-a blocat nimic. Asta așa e, acreție. Așa da? Spune-o, da. Cu un diametru de 7 ani lumină, cam de 15.000 de ori mai mare decât distanța dintre Soare și orbita planetei Neptun. Să ne facem o idee, da? Acest discul de acreție reprezintă locul în care materia se adună înainte de a trece dincolo de orizontul evenimentelor, punct în care nici lumina nu mai poate scăpa. De acolo, da, nu mai scapă. Nu mai scapă nimic. Atunci când materia din disc intră în coliziune cu alte materii, se generează cantități uriașe de lumină și căldură. Și de-aia ăsta este cel mai strălucitor coasar, da, corp ceresc din universul cunoscut de până acum. Wolf a comparat acest fenomen cu o celulă, cităm acum, gigantică și magnetică a unei furtuni cu temperaturi de 10.000 de grade Celsius, cu fulgere și vânturi atât de intense încât ar înconjura Pământul într-o secundă. Și ca să vă faceți o idee, bine, la o scară mult mai mică, noi nu putem cuprinde chestiile astea cu mintea noastră, suntem foarte mici. Încercați să nu ridicați capa. E la o scară mult mai mică, știi, decât ce explică omul ăsta aici. Da, discul de materie care înconjoară casarul are un diametru de 7 ani lumină, fiind cu 50 de ori mai mare, 5%, scuze, mai mare decât distanța de la sistemul nostru solar până la următoarea stea din galaxie, deja celebra de acum, Alpha Centauri. O, știi pe Alpha Centauri, ne mai întâlneam noi, am ajutat-o cu sacoșele alea odată. Cercetătorii au fost surprinși de faptul că acest casar nu a fost descoperit mai devreme și s-au declarat atât de șocați de existența acestuia, descrindu-l ca fiind un loc infernal în univers, cât și încântați că au reușit să-l identifice. Au zis ăștia, bă, tâmpiți am fost, au pleznit cu palmele peste frunte. Cum naiba nu l-am descoperit noi pe ăsta până acum? Ai, uite că l-am descoperit acum, măcar să stea ăla să mănânce acolo din altă parte, să nu se îndrepte către noi. Asta e. Cu toate că nu-i bine să mănânci așa din univers. Că și ăla... Normal, da. Okay. Se pleacă de la noi. Hai să vedem. Ok, hai să vedem cu omul nenea asta, că de-aia am dat și noi tema în această seară și elvețienii plâng de bucurie, evident. Un cetățean elvețian a câștigat o sumă uriașă de peste 67 de milioane de euro la loterie, stabilind astfel un record pentru cel mai mare premiu câștigat vreodată de un singur jucător. Și se încheie titlul de pe republicanews.ro. Mai corect era să spună din Elveția. Probabil. Da? Că așa înțelegem din titlu că din lume. Bine, suma asta pentru mine o, că mă vorbești e cam de... gaura aia neagră. De ori când zici de discul de acreție sau de tot aia. De 67 de milioane de euro. Da. Jackpotul ăsta în valoare de 64,59 milioane de franci elvețieni, echivalentul a peste 67 de milioane de euro, a fost câștigat sâmbătă în Elveția de către posesorul unui singur bilet. Omul norocos, frate, a luat elvețianul un bilet, nu s-a complicat. Potrivit comunicatului, biletul câștigător este deținut de un jucător din Elveția, de limbă germană sau italiană, o se știe, fără a furniza alte detalii. Păi ce a mai rămas? Franceză. Că e asta, jucător de germană, italiană, franceză în Elveția. Da. Asta zicem că e bine că suntem noi mai răutăcioși așa, dar nu prea înghițim nici cu lămâie pe francezi. Și pe vorbitorii de franceză. Conform agenției de presă ATS Keystone,
Acest câștig reprezintă cel mai mare înregistrat vreodată de un singur jucător în peste cei 50 de ani de existența Swiss Lotto. Vezi? Da. Deci e din Elveția, atât, nu din lume. Recordul anterior, da, pentru că este și un record anterior, a fost de 48,6 milioane de franci elvețieni, peste 50 de milioane de euro, da? În 2016 a mai fost câștigat un jackpot în valoare de 70 de milioane, iată, mai mult, dar, atenție, acesta a fost împărțit între 3 jucători. Da. Da, deci ăsta a luat, frate, singur. 60 și... Cum o fi? 7 de... peste 67 de mii de... de 67 de milioane de euro. Da. Cu gândul ăsta ne despărțim. În seara asta, cum o fi? Gândiți-vă. Da, cum o fi? Da? Vă puneți așa, cu spatele... Da. Și nu uităm vorba aia. Cu ochii în tavan și vă gândiți așa, bă, cum ar fi, mă? Dar lăsați vorba, uitați ce a zis Bubanul la început, că ban la ban, păduche la păduche, păi că după aia se duce la bimbisul, da? Ok, suntem Bubanul și Pali, de aici, din trenul de noapte. Bye, bye. Bye, bye.